Zeci de mii de oameni sunt așteptați în acest weekend în București la unul dintre cele mai mari concerte. Mobilizarea forțelor de ordine este pe măsură. În plus, selectiv se vor face teste de salivă și urină celor care merg la concert pentru a identifica pe cei care ar putea să fie sub efectul stupefiantelor. Capitala va petrece din nou în acest sfârșit de săptămână. Cel puțin 20.000 de oameni sunt așteptați să cânte și să danseze până dimineață în Parcul Izvor. Însă, pentru ca tragedii cum au avut loc în urmă cu doar câteva săptămâni la un alt concert în București să nu se mai repete, agenția antidrog a luat măsuri mai aspre de această dată. O echipă de specialiști ai agenției, formată din psihologi și medici, va susține o sesiune scurtă de instruire pentru personalul organizatorului în ceea ce privește semnele de recunoaștere a consumului de droguri. Metode de prevenire asupra dozei de droguri vor fi disponibili pentru doritori, atât la standul special amenajat, cât și la fiecare dintre scenele festivalului, ochelarii speciali care imită optic efectele consumului de alcool și droguri. Iar asta nu e tot. Un laborator de prevenire al consumului de droguri va fi amplasat în incinta festivalului. Acolo, tinerii vor putea primi informații despre riscurile la care se expun dacă consumă substanțe interzise. Medici, dar și psihologi vor sta la dispoziția celor care au nevoie de ajutor. La fiecare dintre scenele festivalului, echipele de specialiști ai agenției vor interacționa permanent cu participanții la festival, oferind informații și recomandări practice pentru prevenirea situațiilor de risc generate de consumul ilicit de alcool și droguri. În ultima zi a festivalului, duminică, ni se vor alătura unii dintre partenerii agenției care derulează în penitenciarul Jilava un program special în care se utilizează animale de companie în scop terapeutic. Nu în scop terapeutic vor fi și echipajele jandarmeriei și câinii antrenați special. Recomandăm pe această cale persoanelor prezente la acest eveniment să respecte îndrumările forțelor de ordine, să se dezică de conflictele de orice natură, să supravegheze cu atenție sporită copiii și să se țină departe de orice tip de substanțe interzise. Peste 500 de pompieri vor fi în serviciu operativ în fiecare din turele de serviciu, din zile de vineri, sâmbătă și duminică. Vom avea angrenate resurse medicale și vom acționa în regim integrat cu SMURD București, serviciu de ambulanță București Ilfov. La festivalul Saga, doi tineri au murit și alții au ajuns în stare gravă la spital după ce au consumat substanțe interzise. Cei care vor participa la festival și observă nereguli sunt sfătuiți să meargă la cel mai apropiat echipaj de poliție sau să apeleze numărul de urgență 112.